Nicolas, felicitări pentru debutul în Liga 1 în tricou Farului, un debut cu dreptul, victorie Farul Gazmetan 2-0. Ai avut emoții când domnul Hagi te-a chemat de la încălzire și ți-a spus că intri pe teren? Mulțumesc în primul rând. Nu, deci am emoții. Așteptam de mult acest moment, să recunosc. Sunt fericit că a venit și rândul meu, să zic așa, și normal, sunt bucuros pentru victoria echipei, pentru că asta e cel mai important și pentru că zic eu că am avut o evoluție destul de bună. Ești al 50-lea jucător crescut și promovat de Academia de Fotbal Gheorghe Hagi în prima ligă. Da, normal, asta arată cât de productiv a fost Academia de-a lungul anilor. Este ceva normal, deja nu mai este nicio surpriză că acest club promovează foarte mulți tineri și normal că sunt rezultate atunci când ai jucători foarte talentați care vin din Academie. Ai avut o incursiune spectaculoasă în finalul meciului? Nu, am vrut să intru, să mă bucur de moment, pentru că asta mi-am dorit tot timpul. Este un vis deplinit, vin după o perioadă grea, unde am suferit destul de mult, multe probleme, accidentări și mă bucur că sunt sănătos și că pot să mă antrez altă de echipa mare și să joc. Acum ești pregătit să prinzi cât mai multe minute în prima ligă? Da, normal, îmi doresc să fiu sănătos în primul rând, să am continuitate și să mă bucur de fotbal, pentru că asta e cea mai important și normal că dacă voi munci mult, vor veni și cât mai multe apariții în Liga 1. Cum ți s-a părut atmosfera creată de fanii Constanța? Foarte frumoasă, normal. Este minunat să ai suportat atât de tine. Sperăm să vină în continuare număr cât mai mare și să ne susțină, în special acum următoarea etapă la Rapid, pentru că avem mare nevoie de altul de noi. Cât mai multe meciuri în prima ligă, să așteptăm și primul gol cât mai repede. Da, normal. Reușitele vor veni, Doamne ajută, și important este să muncesc mult și să fiu sănătos.